Un început de an diferit, fără flori pentru profesori sau învățători, iar asta înseamnă o lovitură dureroasă pentru comercianții din domeniu. În unele școli, profesorii le-au cerut elevilor să vină cu măști și dezinfectant în locul florilor. Clopoțelul a anunțat deschiderea anului școlar, dar într-un mod total atipic. Nu au fost festivități de deschidere, iar florile au fost înlocuite cu materiale de protecție. Dacă în alți ani, la începutul școlii, părinții luau cu asalt florăriile în căutarea celui mai special buchet, anul acesta a fost diferit. La cererea profesorilor, banii dedicați florilor vor fi reinvestiți în materiale de protecție. Astfel, în locul unui buchet de flori care costă 20 de lei, părinții vor achiziționa 4 sticluțe de dezinfectant sau 10 măști de protecție. Florăriile au primit în acest an o lovitură dură. Vânzările au scăzut la jumătate față de anul trecut. Ne așteptam mult mai mult, dar deoarece din cauza COVID-ului, din cauza, nu știu, autorităților, nu merge deloc, deloc, deloc. Ținem și noi de ele, tragem de ele, le împrospătăm, reîmprospătăm. Dacă merge, va merge. Dacă nu, le aruncăm. Nu primesc la școală flori, învățătorii, profesorii. Nu primesc decât să stea cu ele acasă, să le aducă acasă înapoi, mai degrabă nu le cumpără. Comercianții sunt nevoiți să apeleze la toate trucurile de marketing, dar până la urmă ajung să negocieze prețurile în funcție de dorințele clienților. Unii se încăpățânează și vor să ducă tradiția mai departe. Așa cum sunt obișnuiți de veacuri, părinților le este greu să nu le ia ceva dascălilor. E început un nou an școlar și am zis și eu să iau flori. Recunoștință pentru doamna. Asta nu, așa că nu am apucat să ținem un discurs cu ea încă. Elevii merg la școală, dar părinții și florile nu au trecut de poartă. Aceasta a fost noua regulă. Florile... Comercianții spun că vânzările sunt scăzute, iar prețul nu a crescut deloc comparativ cu anul trecut. Florile sunt importate din Olanda, iar prețul este mult mai mare decât în anii trecuți. Au achiziționat cantități mari, crezând că vor avea succes, iar acum se gândesc ce vor face cu ele.